Forțele armate armene cer demisia guvernului lui Nicol Pașinian. Declarația corespunzătoare a fost emisă de marele stat major. Documentul poartă semnăturile șefului statului major general și a întregii conduceri militare, inclusiv a comandanților marilor formațiuni militare și a șefilor tuturor direcțiilor. Premierul armean Nicol Pașinian a anunțat demiterea șefului statului major general al forțelor armate, care împreună cu 40 de ofițeri de rang înalt i-au cerut demisia. Șeful guvernului și-a chemat susținătorii să se adune în centrul Erevanului. Statul major acuză guvernul de decizii miope și nefondate cu privire la armată. Demiterea primului șef adjunct al statului major general a fost numită ca exemplu al unei astfel de politici. Cu puțin înainte de demisie, el s-a trezit în centrul unui scandal, numind cuvintele prim-ministrului despre un procent ridicat de rateuri la utilizarea sistemului de rachete Iskander, drept evaluări superficiale. Odată cu demiterea lui Khachatryan, Nicol Pașinian a anunțat o reformă la scară largă a forțelor armate.